drag. Oraș minunat, ne-aștepți mereu pe coline cu taina primei iubiri. Vino din nou pe alei în copor, să ne plimbăm teiul lui viață nouă. Astăzi să-i dăm la palat sub bolți e istoria. O zărești mereu, te simți lumina. Hai la noi, în dulce târg, vino-n Iașul iubit. La răscruci de timp, cuza ne-a unit, sub aceeași stea, pur străluci. Hai la noi, în dulce târg, vino-n Iașul iubit. Icoana vieții de-a pururi vor fi alături de noi. Ce ferie, o armonie, Iașul, orașul iubirii prin noi de nașii de zi. Stimați telespectatori, bună ziua! De data aceasta mă prezint în fața dumneavoastră, poate nu chiar ca interpret, așa cum v-am obișnuit de multe ori în emisiuni de televiziune sau în spectacole, emisiuni de radio. De data aceasta, televiziunea din Iași, prin această emisiune foarte frumoasă, televiziunea mea, m-a pus într-o situație, într-un fel, să spun, într-o încurcătură, pentru că a fost foarte precis această exprimare. Voi deveni producătorul acestei emisiuni. Într-un fel este poate și greu și ușor să devii producătorul unei emisiuni în care să și cânți și să spui mai multe lucruri. Eu m-am gândit că am ce să spun în această emisiune, dar bineînțeles că mă vor ajuta înregistrările, toate casetele, CD-urile pe care până acum le-am făcut. Și de aceea, pentru alegerea melodiilor din această emisiune în care eu am devenit producător, dar bineînțeles voi fi și interpretul lor, mă gândesc să parcurg fonoteca pe care o am în fața aici și într-un fel să vă ofer și tangouri celebre și melodii de muzică ușoară, mă gândesc și la romanțe, dar de ce nu la, chiar la melodii de muzică ușoară internaționale, iar la romanțe. În acest fel, poate împreună, și m-am gândit și la o parte din colaboratorii mei, să creăm într-adevăr aproximativ 55 de minute de muzică de bună dispoziție. Cu tot ce aveam, noi ne-am iubit, eram un cuplu fericit, până într-o zi, când m-ai sunat, să-mi spui că nu mai vii la mine. Ai dispărut așa ușor, lăsând în urma ta un gol, și de atunci în locul tău dorul vine. Nepăsător, timpul mi-a luat tot ce-am iubit și ce-am visat. O nepăsare este acum și viața mea. Nepăsător am devenit și n-am uitat că am suferit, dar mi se pare că sunt îndrăgostit.
noaptea asta dulce-amară, mă vei iubi, te voi iubi. Și în păcat a câta oară, ca într-o beție vom rătăci. Acasă sunt aici la tine, n-aș vrea să plec, dar ce să fac? Ne despărțim azi și de mâine, cu lipsa ta greu o să mă împac. Iubirea mea, cea de poveste, o cât de mult te-am așteptat. Și îmi părea că nu mai este fiorul acesta zbuciumat. Iubirea mea întârziată, o taină dulce, disperată. Iubirea mea cea mai frumoasă, dar și atât de dureroasă. În viața mea lumină ești, și nu orbești, ci mă încălzești. A câmpului timidă floare, rară cum e o sărbătoare. Eu te-am găsit și ești, tu știi, comara ce nu-mi aparții. Mă mistuie sublimul foc, în soartă-mi ești noroc și nenoroc. Iubirea mea, cea de poveste, o cât de mult te-am așteptat. Și îmi părea că nu mai este fiorul acesta zbuciumat. Iubirea mea întârziată, o taină dulce, disperată. Iubirea mea cea mai frumoasă, dar și atât de dureroasă. Mereu am spus că tangourile românești sunt nemuritoare. M-am convins de acest lucru atunci când le-am interpretat în fața telespectatorilor. Cântece de neuitat, romanțe, melodii de muzică ușoară și iar romanțe. Deci acestea sunt casetele pe care eu le-am înregistrat, dar am și CD-uri la toate aceste variante. Mă uit la TVR Iași să văd ce fac alți colegi de-ai mei producători și eu țin foarte mult să vă invit în Iași să vedem frumusețile Iașului. Haideți prin Iași să colindăm! A editat două discuri de romanțe și unul de muzică ușoară. Are numeroase înregistrări la radio și emisiuni de televiziune, numeroase turnee în țară, dar și în străinătate, Luxemburg, Belgia, Olanda, Statele Unite ale Americii. Câștigătorul ediției 1978, Constantin Florescu. Am stat în luncă toată ziua, culcat sub vișinul florit. Și tot privind în ochii negri, pe brațul ei am adormit. Și tot privind în ochii negri, pe brațul ei am adormit. Iar când mă deșteptai spre seară, în părul negru mă tăsos, florile de vișin. Și când îi stăteau de frumos, ninsese florile de vișin.
și cât îi stăteau de frumos, păstram amorul în tăcere și cât eram de fericit. Dar într-o zi de toamnă tristă i-am scris și apoi ne-am despărțit. Și într-o zi de toamnă tristă i-am scris și apoi ne-am despărțit. Bună dimineața, domnul inginer, îmi pare bine să vă văd, toate bune! Muncitor cu sufletul și cu inima și cu mintea la Radio Iași, laureat al festivalului, premiant al festivalului și laureat al festivalului Crizantema de Aur, recunoscut ca un pasionat al tălmăcirii muzicale a versului eminiștian, el se prezintă mereu din mereu chiar la Târgoviște cu asemenea spectacole. Iubirea mea cu chip frumos, în ochii mei înselinați privești duios. Te-am așteptat cu dor nestins în nopți târzii și adeseori pe drum de vis simțeam că fii. Sunt toate așa cum l-ai lăsat când ai plecat. Se simte doar că a fost pe aici tristețea, dar umbra ei s-a depărtat și viața mea s-a luminat. Am și uitat ce mult am plâns și-am suspinat. Vrei să afli o floare bună, iar îți va spune în doamnă vorbe ca să mă-nțelegi toate în bunuri ascunse. Costică, dar m-a surprins. M-ai surprins tu lucrând aici? Dar este într-adevăr, îmi pare bine să te regăsesc. Dar ce este? O piesă nouă care nu lucrez. Tempo de vals. Valsul te obsedează. Asta e realitate. Verde, valsuri, tangouri și romanțe, bineînțeles. Mă bucur. Într-adevăr, melodia pe tine întotdeauna te-a găsit unde trebuie. Chiar mă bucur. Dar vreau să spun că această melodie îmi aduce aminte de cam ce am colaborat. N-am mai fost de mult ce-i drept la studio la tine aici și îmi aduc aminte cu plăcere pentru că aici noi am pornit, cum se spune, multe șlagăre, chiar și valsuri despre Iași, imnul Iașului aici s-a compus. Și dacă am profitat, eu sunt într-o emisiune, televiziunea din Iași și mi-a oferit posibilitatea realizării unei emisiuni, televiziunea mea, în care am vrut să mă exprim publicului.
într-un alt mod, dar de ce să nu mă întâlnesc cu prieteni cu care am colaborat, tu fiind unul din cei care m-au colaborat atât de... Apropo, ce mai faci, ce mai scrii și ce poți să ne mai spui? Da, mă mențin pe poziție așa, scriu. Am înțeles că ai fost la festival? Da, am fost la festivalul de la Chișinău. Mă pregătesc și pentru festivalul Crizantema de Aur de la Târgoviște, din toamnă. Ei, să nu ne aducem aminte acum, ar trebui să spunem, telespectatorii știu că da. Acolo am avut succese frumoase. Stimați telespectatori, vreau să mai spun o dată, Constantin Bardan, împreună am obținut Crizantema de Aur la Târgoviște și de atunci aceste romanțe se cântă și eu le-am inclus întotdeauna în recitalurile mele. Dar colaborarea noastră în muzică ușoară este la fel de bună. Pot să te consider părintele meu spiritual în ce privește romanța, în special romanța. Sigur, au fost înainte câteva melodii de muzică ușoară, unde am cochetat noi pe vremea noastră. Eu mi-aduc aminte că atunci când ai muzică ușoară, compuneai muzică ușoară, romanțe, Nu că nu îți plăceau romanțe, dar nu te-ai gândit că ai putea compune romanțe. Exact. Ea exista în mod latent în capul meu, pentru că eu de mic ascultam pe Ioana Radu cu valsul. Asta înseamnă că au trecut ani peste noi, dar au trecut frumos ani. Și ai reușit să potențezi, cum se spune, acest gând care el exista. Și am devenit sclavul. Acum pot să spun și eu că pe unde am cântat romanțele tale, le-am cântat cu Filarmonica din Botoșani, am cântat cu atâtea orchestre, toți m-au întrebat și au vrut să te cunoască, pentru că, într-adevăr, romanțele tale au un melos aparte, au o linie melodică care se pretează chiar romanței. Eu îți doresc succes în romanțe, dar să știi că dacă am venit, mi-ai strânit așa dorința de a cânta, e ce ai spune, să... valsul de speașă. Ai fi de acord? Cum să nu? Dar cu scuzele de rigoare, sunt dimineață, nu știu dacă vocea e încălzită, așa că o să alegem o tonalitate mai adecvată. Să cântăm puțin. Pe colmine cu taina pline iubii. Vino din nou, dale în copor, să ne plimbăm te lui viață nouă, astăzi să-i dă. La fel pot de istoria, o zărești mereu, te simți luminat, hai la noi. Îndulce-tând, vino-n Iașul iubit, la răscruci de tin, cuza ne-a unit, sub aceia stea, pur strălucind, hai la noi. Îndulce-tând, vino-n Iașul iubit, altare sfinte, vece-ți de aur, icoana vieții de-a pur vor fi alături de noi. Ce femeie, o armonie, Iașul, orașul iubirii prin noi te naști zi de zi. Se cunoaște că e dimineață, dar mi-a făcut plăcere să reiau acest vers. Costică, mă bucur pentru întâlnirea asta și sper să ne mai vedem chiar în spectacole. Eu în continui peregrinarea prin Iași și acolo unde întâlnesc prieteni sau locurile frumoase prin Iași... O să ieși puțin pentru... Da, o să revin, vreau să revin la tine studio. Poate o să reluăm acea piesă că îmi place. Valsul acela îmi place. Am și un tango frumos. Deci e bine. Deci colaborarea reîncepe, cum se spune. Toate bune, Costică. Sănătate, sănătate, succes în continuare.
lună de se frânge. Și cum cânete parcă ar plânge gânduri multe cum se ceartă, bat furtunile la poartă. Vântul vin să ne despartă, parcă am fi loviți de soartă. Ninge peste suflet mince struna vieții mi se frânge. Ce faci, inimă, ce faci? Viață tu, cum poți să taci? Când iubirea-ți bate-n poartă, tu lași poarta ferecată. Ce faci, suflete, ce faci? Inimă, cum poți să taci? Două sorți înscrise în carte, viața crudă le desparte. Se frânge și cum cânte parcă ar plânge dragostea. Dacă te lasă cu ce-a mai rămas în casă, dragoste mi te oprește și în ochii mei citește. Să vezi sufletul ce spune, înainte de a pune. Ce faci, inimă, ce faci? Viață tu, cum poți să taci? Când iubirea-ți bate poartă, tu lași poarta ferecată. Ce faci, suflete, ce faci? Viață tu, cum poți să taci? Două sorți înscrise în carte, viața crudă le desparte. Ce faci, inimă, ce faci? Viață tu, cum poți să taci? Când iubirea-ți bate poartă, tu lași poarta ferecată. Ce faci, suflete, ce faci? Inima, cum poți să taci? Două sorți înscrise în carte, viața crudă le desparte. Alo, da? Cine? Sandu Jula? Bună, Sandu, dar o surpriză, într-adevăr. Ce să fac? Uite, sunt în Parcul Copou și am o plăcere deosebită. Televiziunea din Iași m-a invitat la o emisiune. Emisiunea, televiziunea mea. Și mi-a dat posibilitatea să mă exprim, să spun așa, în fața telespectatorilor. Dar tu m-ai sunat întâmplător, în schimb, eu am o rugăminte. Ai fi de acord, pentru că colaborarea noastră a fost destul de fructoasă, noi ne-am întâlnit la Galați. Ai fi de acord ca din emisiunile pe care le-am făcut noi acolo să difuzez ceva în această emisiune?
Vai de mine, adică nu numai că sunt de acord, dar mă chiar bucur că pot face un, cum să spun... Mă bucur, moment... Sandu, că ești de acord, pentru că de câte ori vin acolo să știi că am primit și multe mesaje, că emisiunile tale sunt foarte ascultate și vreau să spun că asta mă bucură foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult, Sandu. Dragii mei, vă spuneam că astăzi este zi de sărbătoare și atunci m-am gândit să avem o emisiune pentru sufletele dumneavoastră. Și ca să putem avea o emisiune pentru sufletele dumneavoastră, m-am gândit să dăm multe cântece adevărat românești. Ca să pot face această emisiune, m-am gândit că cel mai bine ar fi să-l invit pe bunul meu prieten de la Iași, care cântă o muzică tare apropiată sufletelor dumneavoastră. E vorba de Constantin Florescu. Dragă Costică, bine ai revenit la Galați, că degeaba mi-ai spus înainte de începerea emisiunii că n-ai mai fost de 20 de ani la Galați. Mă, tu ai fost, acum 2 ani ai fost, așa-i? Am mai fost și în vară, am avut spectacol. Deci a, da, glumit. Bine, bine, eu am vorbesc glumit. La TV Galați. Da, la teatru muzical, că pe mine m-au dat afară, mă. Acum 2 ani am fost. Da, acum 2 ani am avut aici prima emisiune. Da. Da, și mi-a plăcut foarte mult. Da, da, da. Și am venit cu multă plăcere și sperăm să, chiar în această zi de sărbătoare să fie o emisiune frumoasă. Eu nu întâmplător te-am chemat astăzi 1 decembrie, Costică, pentru că tu cânti tangourile alea frumoase, romanțele alea care sunt rupte din sufletul românului, Costică. Iar tu le cânti cu totul special și atunci m-am gândit, mă, pe cine să chem eu la această emisiune, stimați respectatori, și am zis așa, doamne, Costică Florescu de la Iași. Când de ochii tăi adânci mi-e dor și noapte, chem o rază din lumina lor de vis. Stele mii spre tine când mă-ndeamnă șoapte și sclămând de al iubirii paradis. Iau atunci și sorb cu sete o țigară și în fumul ei ucid cumplitul gol. Și a mea atunci lumea asta mare și de viață mă îmbăt ca de alcool. Aprinde o țigară și în fumul care zboară nor albaștri ca un vis, scufundă-te în uitare și lasă gândului cărare de apis în fumul de țigară. Durerilor găsește tainicul liman, găsește o nouă zare și dorul lui aleag în fumul de țigară. Ce se pierde în bar? Rătăcind pe ale, am zărit printre ramuri de tei. Lucitor ca de jar, zâmbitor ca de zei, ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Privind lucitor ca un tainic fior, am crezut că sunt ochii de femei. Plini de dor mi-au șoptit, poți să vii dacă vrei. Ochii mei sunt ai tăi dacă vrei.
Stau singur în casă acum. Pe masă doar plicuri și scuri. Se întâmplă să mai recitesc scrisori ce de tine amintesc. E tot ce-a rămas după tine. Citesc până noaptea târziu. Adorm, îți fac loc lângă mine ca semn că mai poți reveni într-o zi. Ce bine ar fi atunci cândva era tânăr îndrăgostit și visa că te iubesc doar eu și că vei fi cu mine mereu. Dar a venit cândva între noi și un alt cineva și într-o clipă ai plecat, însă n-am uitat ce-a fost cu noi cândva. Stimați telespectatori, cred mulți dintre dumneavoastră ați observat, am ajuns poate într-un loc sfânt în Iași și nu numai pentru Iași acest moment. Suntem în Parcul Copou și de fapt suntem la bustul lui Mihai Eminescu. Vă spun sincer, întotdeauna mi-a făcut o plăcere deosebită să revin în aceste locuri, pentru că el într-adevăr înseamnă foarte mult pentru noi ieșeni, înseamnă foarte mult pentru întreaga cultură românească acest moment și cred că nu ar trebui să existe compatrioți de-ai noștri care să nu fi văzut acest loc minunat. În ce mă privește pe mine, de fiecare dată vin cu plăcere pentru că de acest loc mă leagă acele amintiri din momente artistice. Vă spun, am cântat de foarte multe ori în acest cadru și bineînțeles că am cântat întotdeauna romanțele marelui nostru Mihai Eminescu. În același timp, sunt sigur că cei care ne privesc acum fac parte din generații de foști absolvenți ai facultăților sau nu numai a facultăților din Iași, care probabil că de fiecare dată când revin în Iași, vin cu multă plăcere la teiul lui Mihai Eminescu. Nu cred că există cineva care revine în Iași să nu vadă acest moment Mihai Eminescu. Dar în același timp, această revenire aici mă pune în situația de a vă spune într-un fel, pentru că cu siguranță sunt foarte mulți telespectatori care se întreabă de ce am insistat eu atât de mult pe acest gen romanță. Poate chiar și pentru acest fapt că sunt în orașul lui, unde pașii lui Mihai Eminescu parcă ne pândesc de peste tot și romanța scrisă pe versurile marelui nostru Mihai Eminescu este într-adevăr romanța adevărată. Cine interpretează romanță înseamnă că a simțit versul marelui nostru poet, a simțit că Iașul este într-adevăr un oraș cultural. Poate în ultimul timp n-am reușit să spunem acest lucru, dar eu consider că fiecare în felul lui, în mediul lui artistic sau și nu numai în mediul artistic, să încerce să spună ce înseamnă Iașul și în acest fel să putem reveni la ideea și la acest lucru. Poate deveni Iașul un oraș cultural? Cu siguranță, văzând aceste lucruri extraordinare din Iași. De ce nu vii sub salcia ce plânge? Plecată vii spre lacul lucitor. Cu cât amor în brațe eu te-aș strânge și ți-aș șopti din suflet al meu dor. Te aștept, iubirea mea.
strada firme par se vor usca. Dragi prieteni, ne aflăm în această călătorie a noastră prin Iași, în fața Casei de Cultură a Studenților, Casa Tineretului, cum se numea mai de mult. În această Casă de Cultură, probabil că mulți din dumneavoastră, cei care cunoașteți Iașul, vă aduceți aminte că au avut loc cele mai frumoase manifestări artistice, nu numai studențești, ci în general ale tineretului din Iași. De această Casă de Cultură, pe toți cei care am fost în Iași sau care suntem încă în Iași, ne leagă amintiri foarte frumoase. În ce mă privește, vin întotdeauna cu plăcere la Casa de Cultură a Studenților, pentru că în activitatea mea artistică aș spune că aici am debutat. Este un loc la care eu țin foarte mult și revenirea îmi dă o satisfacție în plus, pentru că acum vin și în același spațiu am posibilitatea să înregistrez într-un studio muzical care aparține unui bun prieten de-al meu, Silviu Urașcu. Am să vă invit în interiorul Casei Studenților pentru a intra și în acest studio și pentru mulți probabil va fi o amintire plăcută. Două fiori cântă noapte ca două surori, pentru cei ce ascult chemarea, pentru cei ce-și doresc uitarea. Două viori de iubire mereu vor cânta și amândoi neștiuți de nimeni, noi le vom asculta. Tot ca și ieri, în noapte cu stele, mea.
Tu n-ai să știi, nu poți să știi, că ochii tăi m-au fermecat fără să vrei. Când ai trecut, tu n-ai văzut toată durerea din privirea mea. Tu n-ai să știi că-n urma ta un om își plânge dragostea. Doi ochi albaștri știu toată durerea mea. Doi ochi albaștri știu toată iubirea mea. Îi port în suflet, dar totuși îndrăznesc să le mai spun ce mult te iubesc. A, domnul Florescu, bună ziua! Bine ați venit! Bine te-am găsit, Silviu! Bun, chiar lucram la ultimul negativ. Acum trebuie să vedeți dumneavoastră dacă vă convine tonalitatea. L-am dat cu un semiton mai jos. Așa da? Cum deci, ești tu. Da, rămas în mi bemol. Așa, okay, da? Da. Bun, haideți să încercăm, putem haide să vedem încercăm. Dacă rămâne da, așa, da, da. Dacă nu, să mai modificăm ce mai este de modificat, da. Da? E bine. Bun, haideți să facem o probă, vă rog. Hai, facem o probă, facem, da? Da, haideți. Și apoi vedem dacă sunt probleme. De atunci, dintr-un timp oarecare, când în sufletul meu te-am oprit, nu e zi fără strop de culoare, e duminică la nesfârșit. Nu știu cum mi le dai tu pe toate, de cu zori până seara târziu. Chiar și clipa de singurătate, când vreau eu doar cu mine să fiu. Așa cum ești tu, nu e nimeni sigur, nu. Iubire în jur tu risipești, ce noroc, ce bine că ești. Așa cum ești tu, nu e nimeni sigur, nu. Iubire în jur tu risipești, ce noroc, ce bine că ești. Bun,
E bine, da? Da, eu zic că e bună tonalitatea, iar atunci când voi reveni, asta și celelalte pe care le-am stabilit, o să încercăm să le facem atunci. Dar, Silviu, eu am încercat aici, dar am tras cu coada ochiului aici și am văzut o garnitură de tobe, tama, care mi-aduce aminte de un lucru foarte plăcut pentru mine. Vreau să spun că poate o parte din prietenii mei știu, dar alții poate nu știu. În acest loc, în Casa de Cultură a Studenților, cu mulți, mulți ani în urmă, eu am debutat în activitatea artistică, dar nu ca interpret de muzică ușoară sau romanțe, am debutat ca baterist al formației de stradă Casei Studenților. Deci au fost câțiva ani frumoși și aș spune că acest lucru și chiar în acest loc unde ai studioul, se găseau magazia cu instrumente și alte lucruri care erau necesare spectacolelor artistice. Aș vrea să-ți fac o surpriză, să, într-un fel să îmi permit să trec puțin la tot, să încerc dacă mai știu să fac ceva la... Destul de greu după ani în care n-am mai pus mâna pe aceste bețe, dar oricum eu zic că ritmul se păstrează și acest ritm cred că m-a ajutat toată cariera mea artistică. Am aici o poveste foarte frumoasă de la Târgoviște. Regătatul George Zbârcea îmi spunea într-un anturaj că știți voi de ce cântă Florescu bine romanțe? Că are ritmul și a bătut tobele. Cineva n-a înțeles de ce, că romanța nu are ritm. Și atunci a dat o explicație care mi-a rămas toată viața în minte. Nu contează, decât în muzică contează foarte mult ritmul interior. Deci cu acesta te poate ajuta foarte mult în tot ce faci în muzică în general și în toate genurile muzicale. Oricum îți mulțumesc că mi-ai creat această posibilitate și în același timp o amintire din viața de student. Bună, Titele! Ce faci? Ce să fac? Bine, sănătos? Voinic? Da. Aproximativ. Titele, uite, eu am o surpriză, mi-a făcut televiziunea din Iași, pentru că știu că și tu ai avut emisiunea respectivă. Televiziunea din Iași face emisiunea aceea intitulată Televiziunea mea, în care, de data aceasta, încerc eu să fiu producătorul acestei emisiuni. Nu știu în ce măsură voi reuși și pentru că știu și m-ai invitat și tu în emisiunea respectivă. Am mai fost în mai multe locuri din Iași și chiar vreau să spun că mi-am adus aminte cu plăcere, am fost la Casa Tineretului. Da. La Casa Tineretului, unde am spus eu și celor care mă cunosc, telespectatorilor, că acolo de fapt am debutat eu în viața muzicală ca bateristul formației de stradă, ți-aduce aminte. Dar de ce să nu spun acum și pentru telespectatori, în plan artistic, ca interpret de muzică ușoară, tu ți-aduci aminte foarte bine că am debutat în orchestra ta, am făcut prima înregistrare și de atunci au trecut ani și câte și câte lucruri nu am făcut împreună. Îmi face o mare plăcere. Dom'le, mă bucur că ți-am purtat noroc, aș putea să spun, că de la instrumentist, baterist, ai debutat încă în perioada de studenție, ai reușit și ai fost foarte perseverent și te-ai ținut de muzică și ai reușit să realizezi niște treburi foarte frumoase.
și în mai multe genuri foarte apreciate de melomani. Să știi că l-am recunoscut întotdeauna și chiar mulți soliști, telespectatori știu atâția și atâția soliști care s-au lansat pe plan național, au trecut prin mâinile compozitorului și profesorului Titel Popovici. Oricum, toată lumea din țară, ca să spun așa, care sunt iubitori de aceste genuri muzicale, au recunoscut și recunosc că Iașiul are valori, a avut și are valori deosebite. Regretabil este că la ora actuală puțini organizatori din Iași sprijină activitățile formațiilor, soliștilor. Și știi ce, Ali, trec și am impresia că cei care ar trebui să... Aproape că nici nu mai știu ce a fost, ce a fost în Iași. Noi aici suntem în centru studențesc, de fapt. Atâția și atâția studenți talentați au fost și atâția și atâția studenți s-ar putea produce acum. Există o mișcare studențească culturală. Toți amintește ce formații de stradă am avut pentru prima dată în Iași, în perioada anilor 75, formații de 30-40 de persoane cu care obțineam premii la toate festivalurile studențești, cu înregistrări, la turnei în toată țara. Am crezut că în Iași va rămâne în permanență o asemenea formație. Știi ce vreau să te rog acum? Da. Pentru că este o emisiune care eu sunt producător, o să-mi permit să caut în filmoteca mea, în fonoteca mea, să aleg o piesă. Știi, probabil că m-am gândit la prima melodie de muzică șoară pe care am cântărat-o, Magnolia, Copacul de Magnolia. Da. Și să ofer telespectatorilor în această emisiune o variantă a acestei piese, compozitor Titel Popovici. Eu îți mulțumesc, Titel, întâlnirea noastră a fost, vreau să spun că mi-a făcut mare plăcere. Eu te felicit pentru tot ce ai făcut. Acum și tu trebuie să mergem împreună, să mai discutăm. Știi foarte bine că... Copacul de magnolia înflorise, era în miez de noapte, ți-amintești? Și florile ca niște mâini deschise priveau lucirea din ferești. Mergeam atunci visând la braț cu tine, că ar putea fi altfel, nu știam. Ne căutam privirile senine lângă lumina fiecărui geam. Și a venit de-atunci atâta vreme, azi toamna se apropie de noi, mai vin și astăzi visuri să ne cheme, gândind că ne vor prinde pe-amândoi. Pe străzile iubirii întomnate te caută pe tine mai întâi, săruturile, vorbele uitate în care n-ai putut să mai rămâi. Mergeam atunci visând la braț cu tine, că ar putea fi altfel, nu știam. Ne căutam privirile senine lângă lumina fiecărui geam. Și
Și a trecut de-atunci atâta vreme, azi toamna se apropie de noi. Mai vin și astăzi visuri să ne cheme, gândind că ne vor prinde de-amândoi. Ce rost mai au magnoliile oare? Mai sunt atât de albe cum au fost. Vezi roua poate părăsind o floare. Mi-a poposit pe gele fără rost. Vezi roua poate părăsind o floare. Mi-a poposit pe gele fără rost. Mulțumesc, Costică! M-ați însoțit în această plimbare prin Iași și vă spun sincer că acum mă gândesc la un lucru și vă adresez o întrebare dumneavoastră. Credeți că Iașul ar putea deveni o capitală culturală europeană? Iașul meu drag, cu stres și amintiri, eu solitar îți cu veșnic poemul primei iubiri. Eminescu visa, lucefer căzând, mări nesfârșite de dor și noaptea cea lene cădea. La ciric de mergi, la cuiar gentiu, selgii mari șoptesc când te gângesc. Hai la noi, în dulce târg, vino-n Iașul iubit. Printre vii la Iași, toamna-i cu noroc, rod a fost bogat, vinul înspumat. Hai la noi, în dulce târg, vino-n Iașul iubit. În țicăul celest, ca-ngă stă-n Hritvor, povestind sfătos, pas cu făt frumos,